A fost și o scurtă ședință în vestiar. E adevărat, a fost o scurtă ședință pentru că era nevoie. Domnul președinte a considerat de cuvință să aibă o discuție cu jucători, pentru că și așa este normal. Am trecut peste o perioadă grea și suntem într-o situație, așa cum am spus, delicată, dar sper că împreună strângem rândurile și să reușim să scoatem echipa la... să trecem de acea zonă care nu ne place și să urcăm puțin în clasament, pentru că e normal. E vorba de atitudine? Și de atitudine. Pentru că sunt foarte multe momente în timpul jocului în care există acea determinare, responsabilitate, concentrare, totul se face superficial. Și nu este normal pentru un joc de fotbal, un joc de echipă. Va fi aproape capital meciul cu ASEA? Capital. Nu, este un joc în care putem să ieșim, să depășim zona, linia roșie, sau este un joc în care, dacă, Doamne ferește, nu vom înregistra un rezultat pozitiv, o să ne ducă în... o să adâncească această criză. Va fi, credeți, un meci special pentru Cristi Pustai? Nu cred, nu. Așa cum nici pentru noi nu este un joc... Adică va pregăti altfel meciul? Nu. Domnul Pustai cunoaște foarte bine jucătorii care avem la dispoziție. Dar sper să reușim să depășim aceste momente grele. Este momentul când jucătorii trebuie să dea dovadă de caracter și, având sprijinul nostru și al conducerii administrative, să depășim aceste momente.